pregătesc, bă, voi dormiți? Eu mă pregătesc de pescuială. Dormiți, a? Mă, dormiți, că crapul se prinde dormind. Ajunsă în sfârșit la Zăvidene de data asta, la Orlești. A venit primul la mămăliga lui Coco. A? La mămăliga lui Coco. Tot la balustradă prinsă-i loc. E, avantaje și dezavantaje, dacă dă mai mare nu. În fine. Revenim cu mai mulți. Încă nu pot să stau pe deală că e udă. Mai luai un avat la mămăligă și încă un ciortan. Mai luai unul. Luai un avat și cum zice Congo, îi facem o eliberare forțată. Facem o eliberare forțată, ia să vedem. Revenim. Am întâlnit Gigi. Deci un lighean. O jumătate de găleată de asta, vezi? O jumătate de găleată de asta. A, sunt mici, bă, uite. Uite, vezi? Sunt mici, uite. 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 Uite aici ciortan. Mai mic ca palma. Cât e palma mea și cât e asta. Înțelegi? Ăsta fură mai așa mai. Dar nici ăsta nu. Nu. Sunt micuți. Tot la Călina, tată, la Drăgășani. La Zăvideni, dă dăște. Și nu toată ziua, nu. Acolo mai e o plătică, o aia. Hai. Cam asta e captura la Zăvideni. Pus cocul la olt și am pus un ciortan mic. I-am zis că să-l bag aici, în panga, numai să fie oamenii îngăduitori cu el. Da? Deci ciortan cu mustăți. Un ciortan. Dăm drumul pe lac aici. În panga la mine. Domnul ciortan. A se elibera repede că e de aseară. Și sper să... Da. Ia mă, du-te. Du-te și fă, depune icre, fă ceva. Nu sta în plaur, du-te mă, în apă adâncă. Că nu e învățat cu apa. Uite, are mustăți. Și eu rog toată lumea care, dacă cumva îl va prinde, să le libereze dacă va vrea să prindă crap pe acest lac. Da? Ciotanul cu mustăți. Vedeți mustăcioara aia mică de acolo? Uitați-vă bine ce prindeți și vă rog eu să le liberați înapoi. A, nu cred că va da el. O să stau. O să stau. Du-te mă de aici din mal. E, cred că e zăpăcit, nu cunoaște. Nu cunoaște balta. Hai mă, du-te mă. Du-te mă în natură, mă. E, nu e loc să te ascunzi acolo. Aici, dar nu vreau să stea aici, să ducă pe apa adâncă. Până je vine el.
Vini. Stă aici, la mal. Nu vrea să plece. S-a camuflat bine, sper că nu va pleca de aici. Uite, acolo. Dar sper să pleci. Văd că sare aici și peștele. Sare peștele. Cam așa arată lacul. Aia e suficient. Dacă fiecare pescar ar aduce câte 1-2 puiezi de ciortan. În 5-6 ani de zile, uite, a sărit în fața mea, alt pește, nu ciortan, nu ciortan, nu e ascuns aici. Dacă fiecare ar aduce 1-2, care să mai duce pe la Olt, pe la Dunăre? Dar la Dunăre e departe să-l aducă încă. Dar de la Olt, câte 1-2 care mai rezistă și aduce acasă, puneți în găleață, veniți cu ei pe poangă. Că la un moment dat copiii vor crește, timpul îndelungat îi va crește și pe ei și ne va satisface plăcerea de a pescui la undiță, nu neapărat de tigaie sau altceva. Hai, cam asta a fost eliberarea mustăciosului în lacul Panga. Faceți ce trebuie și populați bălțile, cu toate că cenușa se va apropia de el, dar eu mi-am făcut datoria. Aventura la Maluape și echipa Alma vă urează fire întinse.